Nu este niciun secret pentru nimeni că Planul Național de Redresare și Reziliență al României a fost trimis înapoi la guvern de către Comisia Europeană pentru refacere. Dar țara noastră nu este singura aflată în această situație. Europarlamentarul PPE-UDMR de Hunedoara, Iuliu Winkler, consideră că noul plan va fi depus și aprobat în cursul acestei luni. Însă a menționat că în situația actuală, prefinanțările pentru proiectele cuprinse în PNRR nu vor mai veni în luna iunie, ci mai spre toamnă. Sunt încrezător că vom putea să negociem un PNRR cu o structură potrivită pentru România. Se va întâmpla acest lucru în următoarele 3 săptămâni, în așa fel încât la finalul lunii mai să avem programul depus și acceptat de Comisia Europeană și să putem încă în acest an să beneficiem de avans. Foarte importante sunt prefinanțările. Putem să avem 13% conform deciziei Parlamentului European din întreaga sumă ca prefinanțare, prefinanțări care se pot obține încă în anul 2021. Probabil nu va fi august, care a fost termenul cel mai optimist lansat de Comisia Europeană și pe care vi l-am spus și eu aici la o întâlnire, ci probabil că va fi septembrie sau poate chiar octombrie, dar în orice caz în anul 2021 guvernul va aduce și sumele pentru prefinanțare în așa fel încât să putem începe concret să implementăm programe, proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență. România poate primi peste 3 miliarde de euro ca prefinanțare pentru întocmirea de proiecte în cadrul PNRR. Pentru a primi finanțare completă, aceste proiecte trebuie depuse până la sfârșitul anului 2023 și au termen de finalizare la 31 decembrie 2026.